Deci vorbim întâlnit cu așa cazuri cum v-am trimis eu astăzi, bătrâniei cu greu urcă la etajul 2, 3 sau 4 a primăriei orașului Cahul, primăriei Cahul, da. Acum fac o reparație destul de pompoasă și n-am putut să depășesc bătrânica care urca la etajul 2, eu aveam nevoie și eu la etajul 2 să urc. Spre sfârșit, zic, de să surprinde o lecuță că video, ca ajungând ea cu greu la etajul 2, o doamnă mai tânără îi spune că da, nu, aici de la etajul 1. Păi dacă se fac așa reparații pompoase, poate cumva să fie instalat un buton la care să apeleze deci, cetățenii, scoboare persoana respectivă sau nu știu cum se zic, pentru că m-am mai nimerit cu așa situație, încă iarna era o frigăraie mare, un frig tare mare și ne țineau afară, în fine. Și mă gândesc că ar fi bine așa, apropo, eu am întrebat o doamnă funcționară al primăriei, mă cunosc, poate din anii 81-85, când lucram secretar la primărie, și am întrebat-o de ce nu ar instala un ascensor. Mie mi-a spus un fel că clădirea e doar 4 etaje și nu se admite. Eu mă uitam la Chișinău cum este un ascensor instalat prin partea exterioară a clădirii, chiar la Univermag. În țară n-au rămas tineri, toți sunt bătrâni. Și vreau să vă mai zic, desigur eu mă lovesc cu așa o situație de vorbire sau de comunicare. Chiar luni, fiind în policlinică, se apropie cineva și întreabă în rus cine e urma. Și eu zic, Dani, așa ca să putem să vă înțelegem, deodată în frunte, naționalistă. Păi bine, eu am mâncat mămăligă și mama ne-a pus țâța moldovenească în gură. Da, ați fost profe de Niște limbă chestii rusă. care... Și apoi, dar elementar, elementar, fiecare este obligat să întrebe. Desigur, mă pomenesc cu așa situație, chiar fiind la rând la medic. Vin și se adresează așa, știți, dar bine chiar și dacă am învățat limba franceză, noi am învățat niște expresii de uz necesar sau de uz simplu, încotro merge ruta, care este oprirea, cam de așa gen. Nimeni nu le impune să vorbească, în fine. E așa o situație încordată, o tensiune care ceva dacă trebuie să o dăunăți la o bancă, la fel. Știți, fără. Și de ce și v-am trimis acele video-uri, dacă ne-ați remontați cumva ca să... Și, deci echipa sau muncitorii sunt vorbitori de găgăuză și de rusă, dar fac lucruri, poate că noi practic așteptam încă o doamnă transport ca să mergem acasă și ea tot așa se uimea. Și la mine soțul pune ciment, dar pune proporția 1 la 1, de eu punea 1 la 2. E fine, eu știu, poate așa este tehnologia, dar și ceva le-am Sunt adresat anumite eu de lucrări în băi. care proporția e 1 la 4, unul mai mult, adică cum 1 la 1, cât de tare trebuie să Bine, fie nu chiar beton. m-aș da eu tare cu părerea. Nu m-aș da Și chiar tare contează cu și cât e părerea, de dar tare cimentul, sunt mărci diferite. Poate, eu nici nu mă dau tare cu părerea, dar vă spuneam că... Adică ei tot vorbitori de rusă că, iarăși, anterior ceva, eu nu știam că reparația este începută la intrarea centrală și acum intrarea este prin intrarea din spate a clădirii. Și la fel, nu mai țin minte cum am adresat eu limba maldarnească și ei categoric în limba rusă, naruscă. Și așa mă doare când spune naruscă, că... Pe mine nu mă doare, eu de o lună vorbesc rusește cu refugiații din Ucraina și nimeni nu mi-a reproșat nimic. Doar azi, prima dată, o femeie mi-a răspuns doar ucrainește, dar au fost foarte binevoitoare, zâmbitoare. Totuși, principial, mi-a răspuns doar ucrainește. Apropo, dar de ce, dacă ei au plecat de acolo, de ce totuși vorbesc rusa și nu ucraineană? Eu tot aș accepta ucraineană. Păi bun, accept, dar dacă oamenii care te ajută, sunt translatori, sunt voluntari, sunt ghizi, nu știu decât rusa,
sau engleză, ce să faci? Vorbești limba care e disponibilă. Acum ce să facem? Să urâm limba rusă pentru faptele lui Putin și ale armatei lui? Eu chiar intenția asta, da, vă spuneam. Așa, apropo, la etajul 1, la primărie, era centrul ăsta de colectare a ștoarelor. Nu știu unde l-au dus și tot mă întreba chiar. Vorbeam cu șef direcție învățământ. Păi da, unde s-au deplasat, unde le-au dus? Erau chiar multe. În fine, nu-i chestia mea, dar v-am zis. Am rămas chiar Dar uimit de primăria de la centrele astea Burlacu e care accesibilă? nu este rampă. Aici la Cahul este rampă, dar la noi nu este. La noi s-a stopat, iată, de când am mai răscolit, adică în sensul, m-am indignat de ce nu este teracota și ceramică. Și cam, deci n-au întocmit acel, doamne, contract de finisare a lucrărilor. Nu este încă întocmit. Așa e, fără prizii, fără cum v-am mai arătat eu. Deci reparația e suspendată, e oprită și încă nu s-au făcut rampe de acces. Deci primăria, chiar dacă e cu un singur nivel, nu e accesibilă pentru persoanele cu nevoi speciale, nu neapărat vârstnici, sunt unii tineri Sunt care nu două pot ridica picioarele. nivele. Sunt două nivele, sunt două etaje, dar sunt mulți trepte, da, acolo este nevoie de rampă. S-a vorbit despre rampă, dar au intervenit careva și s-a vorbit, este pe plan de construit rampa. Când primăria la noi chiar lucrează, prestează servicii Xerox, un băietan cu probleme locomotorii. Cum se duce el la servici? Așa, când se urc cineva, îl mai ajută, l-am mai ajutat și eu când m-am nimerit, dar greu, greu pentru copil se ridică cum spune costele în limba Cârjă. maldamnească. Cârjă. Și dacă nu Cârjă. funcționa toaleta aceea din interior, el trebuia de fiecare dată la câteva ore să iasă și un tic și un tic să ducă la toaleta din curte. Mai funcționează De asta WC-ul eu din nu știu, interior? dar Nu știți. este, eu dimineața am mers și am făcut este, dar apă nu era, din câte eu am înțeles. Provizoriu sau e toaletă fără apă? Este tot posibil, apă la robinet nu era, dar Azi, așa cu este anumează, în funcțional. rest funcționează, am înțeles. Na, cu o Funcționează, toaletă da, în interior funcțional. fără apă curgătoare nu prea funcționează, că trebuie să spele rezidurile cele, Deci nu? eu tot am intrat spre mâinile și am văzut că nu este apă și i-am zis paznicului doar să pună un anunț că nu este apă, să nu... Bine, eu vă zic că numai bine, sănătate și cele bune! La revedere. Da, svidaniya.